Un eveniment cumplit a avut loc sâmbătă, chiar de ziua Sfinților Constantin și Elena. Doi adolescenți de 17 și 21 de ani din localitatea Ionești s-au dus la scăldat într-o baltă excavată cu o suprafață de 1000 metri pătrați și adâncime de 4 metri și nu are circuit deschis cu râul Olt. Aceștia s-au înnecat, iar membrii ISU sosiți la fața locului au început căutările, însă când i-au găsit, nu i-au mai putut salva pe cei doi adolescenți. Pe lângă echipajele SMURD care au intervenit la fața locului, au fost alertați și scafandrii de la ISU Olt, cei de la ISU Vâlcea aflându-se într-o misiune similară în Argeș. Persoanele au fost extrase relativ repede, dar după cum bine știți, în astfel de situații, în 3-5 minute, supraviețuirea în mediul acvatic este aproape imposibilă fără echipament. Imediat după extragere au început manevrele de resuscitare, însă, din păcate, acestea au fost fără succes. Întrebat despre această situație, primarul comunei Constantin Neagoie declară că nu există nicio problemă legată de legalitatea exploatării balastierei. Singura neregulă este neîmprejmuirea corespunzătoare a proprietății. Ilegal nu poate să fie excavată dacă el are avize. Că el nu... Acolo în autorizații scrie excavare și ziceți, împrejmuire. Dacă el n-a împrejmuit, aia e problema lui. Iar problema că acolo a dat, eu n-aș fi dat un asemenea aviz acolo, în marginea drumului, în niciun caz. Acolo există și o conductă de gaze, o magistrală de gaze pe lunca aia mea. Dar ei trebuiau să verifice. El are aviz de la gaze, are de la apă, are de la mediu, are de la peste tot. Ce să-i fac? Pentru a preîntâmpina producerea unor evenimente, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, General Magheru, al județului Vâlcea, recomandă frecventarea doar a locurilor special amenajate pentru not și scăldat.